Cotrinelul este sponsorizat de G2A. Cumpărați jocuri pe Steam mai ieftine decât pe Steam. Hai de cap, pe datare mi-a impresia că nu o să ajung acolo. Asta e semn rău. Asta e semn rău că mai vine o piatră și mai mare. Doamne ajută! Da, bună ziua, oameni buni, și bine v-am găsit la următorul episod, episodul 8 din Unravel. După cât am calculat eu, m-am uitat pe internet să văd cam cât ține și eu am făcut un chapter pe episod, are 12 chaptere. Deci mai e episodul ăsta, 9, 10, 11, 12, gata, final. Și o să vă las o întrebare, un poll. Ziceți-mi dacă să-i fac un cântec de rap sau nu. Uai, faine, așa mioritică atmosfera. Și muzica, doamne, faine. No, asta chiar îmi place. Bun. A, ciorile, aici trebuie să mă ferez de cior, cred că să nu mă mânce. Ha? Oare asta e? Cel mai ușor checkpoint din viața mea. Aia e gheață? Sau ce e? Un poduleț? Hai da cu podulețul atunci. Sări? Băi, de capul meu! Ce s-a întâmplat, bă? Ce? Bă, ce naiba? Să-mi bă pula dacă înțeleg ce se întâmplă. Asta pentru ce, dracu-i? Aha, pentru mașinăria asta mai mare. Pe care o folosesc cum? Gata, m-am prins. Cred. Doamne ajută. Da, exact. Și pe asta o să prind aici. Nu așa trebuie, așa-i? Sau? Oare? Ba, așa trebuie. Acum eu mă urc pe ea. O, bă, dar de ce nu s-o... Bă, prinde-o aici. Bun. Urcă-te. Perfect. Sper că așa trebuia, nu? Da. Și acum facem pod acolo. Doamne ajută. Bun, și acum zburăm la dracu. Aciacă. Bun. Al doilea checkpoint. Uai, e mai relaxantă atmosfera cu muzica asta aici. Nu știu de ce e asta aici, dar o să sar. Probabil m-am mâncat ceva crocodil dacă nu săream fost aia. Ceva crocodil de ala de gheață. Bun. O să arunc asta pe jos. Aha. Speriați-vă, cior. Asta e melodia de bătaie. Vin ciorile după mine, așa-i? Vine? Nu vine niciun, așa-i? Mă mănâncă oare? Ba, mă. Uite capul! Uite capul meu! Cioara justiției! Ba, le-am mă mănâncă sau nu, că nu mai știu. Bă, mă mănâncă sau nu, să știu, mă feresc degeaba. Cred că vin după mine, așa-i? Nu știu, nu o să aflu oricum. Nu mă interesează. Să-mi bag pula dacă mă interesează. Hai numai, da. Acum iacă. Da. Mâine. Bun. Și trece bodul justiției. Nu există justiție, după câte vedeți. No. Da, poaci. Asta trebuie să o ducem cu noi mai mult ca sigur. O să aduc... Și acum urc asta aici. Cum? Hai să sar. Bun, perfect. O să o leg aici. Și o mai leg și aici după aia. Și după aia, ca să o ducem, o leg și aici. Cum să nu? Ai de capul meu! Bă! Ce slobos, bă! Bun. Perfect. Cum mă las jos acum? Bun. Nu știu de ce am întors, o căzut becul ăla, dar probabil o să aibă și el un rol mai încolo. Nici nu știu de ce duc cutia asta, credeți-mă, dar jocul ăsta m-a învățat un lucru. Dacă poți să duci ceva după tine, du. Bine, nu se aplică și în viața reală, că atunci aș căuta pângunoaie și aș lua tot ce pot după mine. Unii fac asta. Na, să vezi că nu se poate. Ba, mă, se poate. Doamne, mi-a stat inima în loc puțin. Așa. Și aici? Oare? Trebuie să împing aia mingea? Mingea, da, mingea, Codrin.
O să încerc atunci să împing mingea. Să văd ce se întâmplă. Ha? Asta trebuie. Și mai erau atâtea acolo. Care era sensul? Arătea ațe de legat. Probabil se putea face mai multe feluri, că altfel nu-mi explic. Asta ce-o mai fi? Unde suntem? Unde ajungem? Aha, am văzut eu unde trebuie să ajung. Bun. Și acum? La următoarea. La următoarea, cum să nu? Și mai sus acolo. Ha, putem? Da, se poate. Bun. Și am ajuns la căpiță. E o căpiță ce mi-amintește de podul bunica mea. Acolo mergeam eu cu vărmi și ne făceam bază secretă. Probabil nu în direcția asta, așa e? Nu, cred că... Ba, se pare că în direcția asta. Bun, hai că n-am murit. Checkpoint. Bă, deci unele campaign-uri sunt atât de grele. Și după aia vine un slobos de ăsta de campanie care nici nu știu ce-i cu el ea. Ok, și cum... Aha, m-am prins. O să... Sau nu asta trebuia să fac? Ba da. Și o să mă prind de mâner. Vine găleata și nu știu ce are găleata în ea, dar probabil trebuie să vin. A, nu mă, mă las eu în jos. Sau nu trebuia să se întâmple asta? O să fac asta, pur și simplu. E un secret, serios. Pentru atâta. Credeam că e de capul meu. Să vezi că era ceva și mai secret acolo. Atâta tot. Dar pe dacă știam, nici nu mă băgam. S-o băga dracu în ele, bă, ce se întâmplă? Eu fug ca un disperat, nu știu ce se întâmplă, dar e de capul meu. Stau să mă gândesc cum aș fi putut să contracarez asta. Nu cred. Nu cred, asta trebuia să fac. No, bine, clar. Hai să vedem dacă mai poate să-mi învingă cineva acum armura. Mă duc modul de broasca țestoasă, ca romanii. Sper că nu... Ah, e ok, așa e? Nimica dubios aici pe câmp. Puteți să... Numai să nu mi-o răstoarne. Nu mi-o răstoarne, bun. Cred că dacă mi-o răstoarne, mă panicam, mai știam cum să mi-o pun înapoi pe capălăria mea. Bun. Bun, și-am scăpat. Gheață? Gheață care se rupe? Nu se rupe? Bun. Checkpoint iară. Și acum? O să sărim acolo pe camion. Hai da. Uai, ce remorcă faină. Nu știu de ce am zis asta, nu-mi plac neapărat remorcile, dar asta e faină. Presupun că nu trebuia să fac asta sau nu înțeleg. Aha, aha, am înțeles. Am înțeles, gata, stai că am înțeles, am înțeles bossul. Stai că nu așa. Tu te rog acum să stai aici frumos, să te parchezi, bine? Să nu faci necazuri la nimeni, că eu între timp repar aici, că nu-i bine ceva la podul ăsta. Gata. Bun. Și acum, dragă roată, tu vii cu mine iară. Hai da. Sper că mere. Sper să merge. Merge. Bun. Hai da, o să urc pe tine. Așa. Bun. Zimeam că am murit. N-am murit. Credeam că dacă muream și de la atâta acum, iar avem viziuni de la heroină. N-avea bai. O pas, am o mimilă de ea. Stai liniștită, te voi scoate eu de acolo, pasăre. Du-te, zboară. Numai să nu mă mănânci. Atâta pretenție am și eu. O să mă ducă cu ea, așa-i? Nu mă duce cu ea. Sper că nu mă mănânci. Mă mănânci? Hai să ne împrietenim. O îmblânzit-o. Gata, o domesticit-o. O domestos. Gata, s-o dus la naiba. Atâta!
Vezi, cam ăsta ar fi și rolul prietenilor în viață. Numai majoritatea te lasă de la 3000 de metri altitudine să cazi. Să mai întâmplă. Bun. Și am terminat și ăsta, mă. Ăsta cred că mi-a plăcut cel mai mult ca și atmosferă. Bine, a fost ușor, dar așa cum era tot. Poc. Bun. Ambientul a fost cel mai fain de până acum. Bun, deci oameni buni, a tot fie și cu episodul 8. Bă, cum a mers, ăsta a mers foarte rapid. Eu sper că v-a plăcut și episodul 8. Și ghiciște, ne vedem cu încă unul, astăzi, tot astăzi. Am fost incredibil de hanic, vreau să scap o dată, să nu mai las jocurile așa, să le abandonez, să le... Dacă mă pun ele, le fac dracului. Bine, no, ne vedem cu încă un episod, cum să nu, sunt generos de partea asta, așa fac cu episoadele astăzi. V-am pupat, muah!